De ce dai în colecă, mă? Aud. N-am dat și frică, cât ți-a părut. Bă, e cu... bă, cu Gox. Nu, bă. M-auzi, mă? Bă, nu mai trageți, mă, câinilor, mă. Nu mai trageți, mă. Te-am băgat la sus, fraiere! Bă, stai prost. Ai de 20. Tăpăt 1020. Stai așa. 1655. M-auzi? 4536. Da, da, stai o leacă, proc. Alo. Bă, băiatule, mă auzi? Alo, mă auzi? Mă auzi? Mă auzi, alo? 1655, mă auzi? Mă idiotule. Dă-mi am ban. Am jail. Că mi-ai dat jail de troll prostule. Mă auzi, 1-6? Da, te-am confundat. De ce ai dat banul 6-6? De prost ești. N-am accent la capa. Bă, stai prost. Nu mă lasă să dau unul, bă. Eu ți-am dat unul. Iar vin cumva aici. Da. Vă soi, mă auzi? Dă-mi Angel. Bă, eu ți-am dat unul, da. Stai așa. 1-6. Bă, tu ești bătut în cap. Te-am confundat, mă. Cum mă să mă confuz, mă, mâncați aici gura ta? Păi eu stau la jail și bana, bă, din cauza voastră, pe voi vă duce capul și tu mă întrebi pe mine la după aia de ce îi dau eu lui ăla bani, când ăla tragea în toți pe acolo. Nu, mă, nu m-ai confundat, tu mi-ai dat mie jail pentru troll. Pentru că ai scandalul prostul tău din poliție care trăgea ca terminat un toți. Ce idee avea, mă, la 66? Hai înăuntru. Te-am confundat că n-aveam de ce să-ți dau degeaba, ești prost? Crezi că-s prost? Păi nu cred că ești prost. Nu-ți prost. Ba, văd că ești prost, adică tu nici măcar nu-mi dai TP la tine, eu înainte să dau un ban sau un jail, eu dau TP la mine. Dacă nu sunt sigur. Dar cum îl chema pe ăla de Mace Tuchian da ban pentru troll degeaba? Romeo Spider, de ce? ID Rom. Romeo Spider, parcă-l cheamă. Să nu-i dai în ban, pentru că ăla, ca să înțelegi și tu, trăgea în toți. Ai înțeles? Trăgea în toți? Că n-am, nu pot să-i dau în ban. Păi și ce faci? Îmi dai mie Gil că e ăla din poliție de la tine, pe ești nebun la cap? Te-am confundat, omule, ce-mi zici. Păi da, cum să faci? Ăla cere filmare, cică. Cere filmare? Zic că dacă vrei arăt eu filmare, zici să treacă pe suport acum. Bine, hai pe suport. Și tu vii pe suport cu mine. Hai pe suport, pe suport. Romeo Spider, Romeo 66 îl cheamă, hai. Și vrei dovadă? Și dacă ți-a arăt dovadă că ai tras în ăia acolo degeaba, îi dau și remove-ul ăsta. Nu-mi dai remove, că o să vorbesc cu Silviu. Bă, o să vorbesc cu cine vrea pula ta, că nu mă interesează, stai așa. Dar ăsta n-a tras în nimeni, nici n-avea. De ce-mi dai remove-urile? Păi bă, frate, Eu am stat din cauza ta și din cauza lui un prost 4567, că văd că a ieșit de pe server. Am stat ca prostul un sfert de oră până a putut să intre Andrew pe server să-mi dea mie am bani, că Silviu nu a putut.
Omule, nu înțelegi că te-am confundat, îmi pare rău. Aveai, era unul cu un ID cu un număr diferit de tine. Cine? Și băiatul, nu mai știu. A, nu. Că nu-ți dădeam... Nu era o problemă ca și cum de fapt și de drept tu erai cu, cu prostul ăsta pe suport. Și ăsta voia dovadă, nu știu, și ai zis, ia lasă-mă că ți-l rezolv eu pe ăla. N-a fost deloc așa. N-am zis așa. Păi dar nu e vorba că ai zis, eu zic că, crede-mă, te citesc prea bine și vă citesc prea bine după atâta timp. Tu crezi ce vrei, eu ți-am zis că te-am confundat, îi spun adevărul. Da mă frate, mai confundam, o să fiu al dracu, eu stăiam cu un clipul aici și tu m-ai confundat. Uite mă regele meu. Unde ți-ai luat tu bani pentru troll? Romeo... Pula mea. A, și pe ceilalți nu-i văzut sau cum, ăla care de acum n-a luat. Uite ce mod de grafică are ăsta cu aia. Tu ești trial herpal în pula mea și tragi în oameni, te duce capul. În loc să prinzi hackerul, tu vii și tragi în oameni, ești sănătos la cap sau nu? Am eu acces la noclip și nu știu. Și dacă n-ai acces tu în loc să ajungi să dai revive, să faci un tichet dracu că stichete, tu ești sănătos la cap? Că ăsta ți-a ție apărarea, îmi dă mie jail de prost ce sunt eu și de prost ce e el și de idiot. Nu iau apărarea cu aia. Ia uite-l cum începe, ia uite-l. Cum trage prostul. Păi eu am tras sau el? Bă, nu vorbesc mă cu tine, ți-am zis că ăsta vrea dovadă. E ăla care a venit cu pumnalul ăla, ce n-a primit nimic? Uite, staff, vine member, help, member. Pentru că tragi tu, bă, prostule, de-aia a venit cu pumnalul, nu din alt motiv. A, păi și ne omoare pe toți ăla sau cum? Ăla ce-a făcut, care să te-a pe loc și l-a omorât? Ești... Da, membru rași ești, da. Uite, uite pe ăsta, uite pe ăsta cu părul roz, vreau să-i dau jail pentru troll. Frate, ăsta n-avea nicio treabă și i-am dat lui ăsta, după aia a mai stat. Vezi că ăsta e Silviu, a zis că nu se mai dă bani pentru troll. Stai așa. N-are Silviu nicio treabă. S-a zis ăsta la ședință vreodată, a zis că se dă 500 pentru troll, nu se mai dă bani, se dă doar pentru hacker și în jur staff. Nu mai mă, tu ca staff, nu mai ai mă ce căuta pe serverul ăsta. Tu ca staff ești nebun la cap, tu vii și tragi în oameni, dar ești sănătos. Dar nu vorbesc eu, nu... Dar nu tu mine. Mă, eu vorbesc cu ăsta la altul. Ești sănătos la cap, îți iei armă de poliție și vii și tragi în oameni. La ce-ți merge ție mintea aia de fapt și de drept? Că nu înțeleg. Zi, te ascult, ce a fost în capul tău când ai luat astfel de decizii? Ești sănătos și mai vrei și dovadă? Că ești tu șmecher, așa că vrei tu dovadă. Lasă mă, iartă-l, a greșit și el. A, așa să greșește omul, că ți-ești gura ta, îmi vine și mie lasă-mă, să intru... Nu trebuie să mă iert el. Dacă mă iartă Silviu, mă iartă Silviu, nu el. Ce zici să te ierte, mă, frate, că eu ți-aș da și bani de pe Discord de aici, nu, tu n-ai ce căuta, tu nu... Tu, da, deci, nu am ce căuta. Pe tu, oameni ca tine nu au ce căuta pe platforma 5M, nu că neapărat pe serverul ăsta. Cum de-aia tu... am înțeles cu Silviu, nu? N-am bă, dar ce mă... Bă, ia vin, mă, încoacă, lasă-mă că mai nebunim, mă, cu Silviu tău, mă, cu... Ia stai, mă, o secundă, așa. Oricum era haos total. E relevant că era haos total, dar pe tine te duce mintea vreo secundă, tu ca trial helper, tu vii și tragi în oameni, mă? Păi dar ce, zi, explică și mie ce era în capul tău în momentul ăla. Dar ce era în capul tău atunci când tu te-ai gândit că trebuie să tragi în oameni e? Dar lasă-l cu aia, tu te pui la mintea lui, e și el mai mic, eu am tras în asta că ăsta-i frate meu, ăsta Vali Spider. A, deci e frate. A, deci v-ați dat de gol, v-ați dat în gât practic unul pe altul. Că nu înțeleg care-i faza. Da, eu n-am făcut niciun fel. Ci că eu să-l cunosc eu pe Romeo. Ce-i frate, ești nebun la cap? Eu niciodată. Dar n-am zis că nu. Bălărie, ce-a zis ăsta? Nu prea aduc aminte, sincer. Mă rog, ăsta oricum este cer. Dar ideea este că eu nu am niciodată. Că să iau eu apărarea lor ăla. Bun, haideți să vă spun. De ce să iau apărarea? Să-mi iau eu staff-ul sau să-mi iau domnul? Păi nu e frate, răspunde, de dat. Frate, își face greșeală să răspundă la ele. Dar la tine nu e... Eu mă las așa că o să fac cerere în ban. Da mă, o să faci. Ești tu, bă, tu ești... Ți-am zis mă, eu de tine personal am auzit. Am înțeles, o să-mi dai bani, wow. Păi dar nu, cât de bani ți-ai luat deja, dar cred că ți-a dat ăsta, da. Frate, tu am bani. Nu am acces la am bani, ești cu capul. Mă faci și cu capul, nu? Păi, tu m-ai înjurat până acum, boss. Păi meriți să te înjur, mă, și pe tine și pe prostul ăsta, că sunt doi proști. Doar că ai confundator, nu dar nu că te-am, nu, dar nu te-am, dar nu te-am, păi dai, ești bătut în cap, din moment ce oamenii vin pe un server să joace, scuză-mă, și tu vii și tragi în ei, ești prost, ești, nu știu cum, ești handicapat, altfel nu pot, adică, să mă ierte Dumnezeu cu ei, dar alte explicații n-am, nu înțeleg ce poate să fie în capul tău, când tu ești trial helper, să vii și, practic, în teorie, de fapt, tu vii să ajuți serverul ăsta. Tu ce faci, mă, cați? Și vii și tragi și îi bombardezi? Dar nu era singur, nu că vreau să iau apărarea, dar nu era singurul care trăgea. Hă?
Nu, că, nu vreau să iau părerea, dar nu era singurul care zicea. Eu n-am zis că era singurul, n-am zis că eu pe el l-am văzut atunci și pe el l-am ars. Nu că am zis eu neapărat că vezi, Doamne, că el era singurul care nu știu ce treacă făcea. Nu, de atunci l-am fost aprins prost, l-am luat, l-am ars. E atât de simplu, nu e atât de multă chestie la mijloc. Ce e atât de greu de... Ok, mi-a arătat dovadă, nu mai trebuie dovadă. Ți-am zis să nu te pui la minte lui că e mic. Așa, frate, și să zicem că eu sunt... mă enervez eu în trafic și mie îmi vine să arunc cu pietre, să dau un oameni cu aia, să scot dracu. Păi există oameni de ăștia, există. Practic, what the fuck, de ce îl judeci? Zi tu că nu există oameni de ăștia. De ce îl judeci, frate, că e mai... că așa sunt eu. Bă, mor pe oamenii ăștia care zic că așa sunt eu, frate, ce vrei, dacă așa sunt eu? Ce ești prost, mă, dacă așa ești tu. Că altă explicație n-am. Vorbesc cu Sidvi, uite, îl văd că l-ai tras. Păi e pe difă, nu vezi că e pe difă. El vele iar mă înșor, m-a mâncat și cu tata. Da, vorbește acolo că te aude. Da, ideea e fix în felul următor, ca să zic eu, să nu-mi trebuiască să-mi spui tu... să nu trebuiască să-mi spui tu care a fost faza. Ăsta, că tu ești fraxul ăsta, tu ai văzut că i-am dat bani și tu ce ai zis? Lasă că îi dau eu, șmecher. Dar nu înțelegi că te-am confundat? Ideea e una simplă, tu o să ai remove. Ăsta, cum te cheamă, Vali. Și eventual dacă ai vreo problemă după aia, mă rog, creator de conținut, poliția română, nu mă interesează pe mine, strict de asta. Dacă ai vreo reclamație mai apoi, ce dracu ai avea tu, okay, să faci. Ok, cu ce motiv îmi dai tu mie remove? Dar nu merge capa opului mele, nu înțeleg de ce nu merge capa. Cu ce motiv îmi dai mie remove? Stai o secundă. Nu spunem prima dată, de ce îmi dai remove? Imediat îți dau remove și după aia zic. Îți dau remove cu motivul că tu ai făcut o favorizare destul de nasoală și nu o să pot lucrurile de genul. Dar n-am favorizare. Păi în primul rând, când i-a arătat filmarea lui Romeo, s-a văzut că ăla cu părul roz avea aproape același ID. Nu, el ăla n-avea absolut niciun ID, niciun bine, ID frate, cu mine. Fă abuz de grad, face. Dar eu nu fac niciun abuz de grad, doar că căcănările de genul, că altfel nu am cum să le numesc, înțelegi? Odată ce mi-ai dat bani lui ăla, mi-ai scos gradele, e să nu faci abuz de grad, vă rog. De că i-am dat bani lui Romeo că tragea în oameni, nu? Dar nu se mai dă bani cu aia, puteai să-i dai 500 de cinci pentru troll. Eu ți-am zis că din perspectiva mea, teoretic și practic, asta este suma pe care, asta este... Mă, bine, eu te înțeleg, dar dacă Silviu a zis că nu se mai dă bani... Păi, dar n-ai, bă, tu, da mă, dar tu nu ai cum, tu nu înțelegi că nu ești, nu înseamnă că nu ești normal la cap, dacă tu intri pe un server, nu știu dacă ai dat sau nu teste staff, dar dacă ai dat sau n-ai dat, e clar că tu ai vreo gradul ăla staff, tu intri... Și când, în loc să ajuți, când e haos, când tu vii și tragi cu arma în oamenii ei, clar că tu nu ești ok psihic. Bun, și mie de ce mi-ai dat remove? Pentru că tu în primul rând mi-ai zis că tu n-ai nicio treabă cu Romeo ăla, că tu nu, habar n-am, nu mai știu sincer exact ce mi-ai zis tu, dar e relevant. Nu, și... n-am zis că am zis că nu-l cunosc. Da, ai zis că nu-l cunoști și ăsta vine și zice că tu ești fraxul. Băi, ești nebun? Hai mai ziceam, dacă era asta așa pe unul, dar ești fraxul, stai în aceeași casă cu el. Nu. Atunci stați în casă diferite. El e altcineva, eu sunt altcineva. Vreți să-ți povestesc acum și viața noastră, în viața reală? Nu mă, nu v-am treabă, nu v-am înțeles exact. Nu înțeleg de ce îmi dai mie out. De ce pentru, îmi dai... pentru că ceea ce ai făcut nu este demn de un admin. Să fii să-mi dai mie jail după ce și-a luat fractul bani. Dar nu înțelegi că te-am confundat? Și eu de unde să știu, ai o filmare? Mă, omule, i-ai arătat filmarea Romeo cu ăla cu părul okay, da, care îl bătea. Ok, dar tu când eu ăla vreau să-i dau. Tu când banezi pe cineva. Da, așa. Eu am tastatură în germană, mă, viața mea. Și mi se încurcă uneori butoanele. Am tastatură în germană, că eu nu sunt bă, în România. Ok, bro, te înțeleg perfect, dar tu mă crezi pe mine câte din astea am auzit de alte... Am dat cu capul de tastatură în leșina cu aia. Am mâncat și a urmat, mi-a venit greață și am dat cu capul de tastatură. Ok, și acum ți-ai găsit fix eu, ți-ai găsit prostul ideal, să-mi dai mie out. Dar nu ești prostul ideal, că n-aveam nimic cu tine dacă nu făceai prostii de astea. Și mai am pe încă unul, stai așa că îl trag și pe ăla imediat. Să văd care-i faza. Bun, poți să-mi dai gradul înapoi, că eu îmi cer scuze, na. Poate crezi tu că nu te-am confundat. Dar crede-mă că eu te-am confundat, n-aveam de ce să te mint. Că, da, dacă vreau să, dacă chiar zădeam, da, bă, uite, ți-am dat bani, na.
Da, bă, da, tu n-ai avea de ce să... Tu n-ai avea că de ce să... Că frate, eu mi-asum, eu nu-ți dai care e... Da, n-ai avea de ce tu să recunoști, doar ai fi prost, crede-mă câte povești am auzit, că scuzele astea merg, dar la niște chestii mici, nu prostii de genul ăsta. Astea sunt prostii, astea sunt... De mintea prostului, n-ai cum să faci astea, n-ai cum să o dai în halul ăsta, n-ai cum. Înțelegi? Nu e corect, frate. Ți-ai luat azi și ap? Ți-ai luat cofondator? Da, eu nu mi-am luat azi și ap. Înțelegi? Eu sunt aici strict ca să fac ceea ce am făcut și cu voi. Adică curat. În fine, dacă ai vreo reclamație să-mi faci, cu mare drag poți să o faci liniștit unde vrei tu. N-am o problemă cu treaba asta. Da, consider că nu ți-ai luat removul. Nu se face așa cu aia. Și după... Mă pupă, salut. Nu ai tu niciun drept să vii să-mi scoți gradele, doar că dacă crezi tu că ți-am dat bani, ca așa am vrut eu. Ți-am zis că te-am recunoscut, că te-am confundat și zic adevărul, dacă vreau să dacă chiar să-ți dea bani, ți-am zis, da mă, ți-am dat bani, ce vrei să faci? Dar nu, te-am confundat. Eu vreau să-i dau lui ăla cu părul roz, că ăla făcea scoară. Câte povești am auzit, chiar nu mă mai mișcă și chiar nu prea mă interesează atât de mult. Dacă consider că ți-am dat și ai fost neîndreptățit, chiar ești liber să faci o reclamație și așa mai departe. Mai vrei să-mi spui altceva? Te-ai grăbit înapoi, că eu n-am făcut nimic. Din contră, eu am încercat să ajut. Cum adică să ajuți? Da, să ajut, am vrut să-i dau lui ăla cu părul roz. Și te-am confundat, că ți-am mai zis odată. Avea aproape același okay, ca el. Ok, voi să-i dai, dă-mi puțin partea ce are tu, frumos. Pentru? Dă-mi puțin partajare. Dacă îmi dai partajare și văd ceva, am să văd cum gestionez după aia lucrurile. Ia intră tu, te rog frumos. Nu, dă-i fapt quit. Ok. Intră, uite că vă că ai din ăla de filmări pornit în jos acolo, așa. Nu, ăla-i sound, pentru că, sau habar n-am. Da, nu l-am, uite. Ia intră în fișiere. Și du-te unde îți salvați filmările. Păi n-am făcut filmare. Păi ia de la puțin la ce? Videos. Nu mi se salvează fișa ia de, asta ia de, aici. Ia de puțin pe Vali montaje în Romeo, că-s curios de o chestie. Ah, Fortnite. Am înțeles. Da, mă rog. Deci tu când sancționezi practic pe cineva nu spornești filmarea, nu. Dar ăsta are pretenții la mine să... Păi nu mai am vărule, na. Trebuie să-mi fac curat în calculator. Ia intră puțin în OBS. Intră, deschide puțin OBS. Du-te la settings. Așa. Ok, du-te la... output. Și adu-te la padur, că users padur videos. Ok, da, n-ai nicio... Am înțeles, deci tu practic bani și fără dovadă. Și ăsta vrea, are pretenția ca eu să am dovadă. Interesant. Mi se oprește filmarea, dar eu nu am nicio chestie. Pe mine mă enervează faptul că mi-a scos gradul. Eu, în momentul ăla, încercând să ajut. Că în momentul de față, acolo, lângă showroom, erau doi oameni sau trei care făcea troll. Ce nu înțelegi? Eu în momentul ăla încercam să ajut fix ce încerci și tu să faci. Da, eu ți-am zis, mie mi s-a părut că asta este sancțiunea pe care tu o meriți. Ar că ai fi avut o filmare, mai ziceam, dacă n-ai nici măcar o filmare, acum vorbești cu Silviu, cu cine vrei tu și vezi mai departe. Ți-o deci doar pentru că ți-a dat ție jail sau da, ți-a un dat abuz, el ție. E un abuz pentru care eu am stat o sferă de oră ca prost. Sunt staffornuri. Băi, eu asta consider că este ca cofondator al comunității, eu consider că asta este sancția pe care l-am merit. Poți să-mi dai și un stuff-on, poți să-mi dai și tu. Poți să-i dai... Păi ok, dar eu de unde nu știu, că mie mi s-a părut că tu ai abuzat încercând să-l ajuți pe fractul, neavând nici măcar o dovadă. Dacă abuzam, încercam să-i dau ăsta. Okay. Cum se numește? Angel. Dar eu nu am acces la Angel. Nici n-are Angel, are în bani și dacă ai fi avut acces la în bani, fix sigur că i-ai fi dat. Nu îi dădeam. Că nu-mi risc eu. Gradul să-i dau bani. Da, am văzut ce tare vă interesați pe voi de serverul ăsta, încât ăsta atrage în oameni pe stradă. Crede-mă, vărule, da. Că joc pe serverul ăsta de doi și care am doi. Eu vreau să joc serverul ăsta mai mult decât tine. Auzi, dă-și mie puțin, Romeo, partajare. Ia. Vrei tu acum să vezi NPC-ul meu sau cum? Da, dă-mi puțin partea. Ia intră pe Discord în conversația ta cu băiatul ăsta. Nu mă interesează prea multe chestii, doar ultimele mesaje.
cu prietenul tău, cu ăsta, cu fratele tău. Așa. Deci, 19.41. Dă mai în sus, că n-ai de ce s-a scos. Ok, du-te puțin la filmări. Filmări din ăsta meu sau? Da. Du-te direct, că o să mă uit un obiect dacă nu după aia înseptări unde să salvați. Ia intră pe ăsta din stânga de tot. Deci sigur aici ți-o salvează, da? Aici doar am salvat când înainte să dea wipe. Grade ăsta, gradele noastre de poliție. Ok. Bun, ia intră puțin în OBS și dă-i la settings, da, output. Dă-te la output. Se dă-i recording sus. Stânga, așa. Și dă-i browse, la că user-ul Romeo acolo. Dă-i în dreapta de tot, browse. Dreapta, acolo. Exact, dă-i pe captures. Are și unai filmări. Am înțeles. Ia dă-i pe recycle bin puțin. Unde? Stânga de tot, pe recycle bin. Îl ai pe desktop, ai icon pe desktop. Așa. Am înțeles, da. Din perspectiva mea, asta este sancțiunea pe care o meriți. Dacă consideri că este dată greșit, poți să-mi faci o reclamație sau poți vorbi cu un grad mai mare decât ok, și eu pot primi gradul înapoi? Și el îți va da gradul înapoi dacă asta consideră. Iar îți dovada aferentă, nu ai... Eu ce pot să-ți fac, pentru că tu ești obligat să filmezi și să arăți unui om o dovadă atunci când îi dai bani. Din perspectiva mea. Chestia la mine că mi se oprește, bă, asta filmare dintr-o dată. Că eu nu filmez cu OBS. Cu ce filmezi atunci? Eu n-am ce să-ți fac. Atunci când vrei să sancționezi, eu n-am de unde să știu, eu... Zici, frate, cu ăsta, lucrurile se leagă mult prea mult în capul meu, ca ți-am arătat. Bă, omule, ai văzut conversațiile? Ce conversații? Cu mine și cu el? Eu nu eram tot timpul pe apel. Da, și de unde știu eu, bă, ia vezi de el ăsta, jail, că nu știu ce. Nu mi-a zis. Să recunosc, mi-a zis să-i dau ăsta în ban. Și am zis că nu pot, că nu am ăsta, că da, nu am... Da, mă, regele meu, așa e și fratele meu, când... mă rog, imposibil, dacă n-are 50 de lei în buzunar și zic, dă și mie 50 de lei, nu-mi dau eu banii din buzunar, fratele meu, pentru că e clar că ți-ajungi fratele cu ei la orice, doare pe tine în pulă de gara pe serverul ăsta. E să vedeți... Borele pus vechi pe oraș, o să credem. Te cred, bine, ok, spor să aveți, băiți. Mă, și mi-i scos cardul și te duci.